Salut, dragilor! Știu că vă era dor de mine. Sper că vă era dor de mine. Și probabil și de moșul nostru pe care l-ați văzut abia acumulat. A trecut ceva timp de atunci. Ei bine, cred că vă puteți da seama ce se întâmplă, ce am în spatele meu. Azi o să împodobim bradul. În sfârșit. Anul acesta vreau să vă spun că nu am făcut și nici nu m-am apucat de vlogmas, pentru că este o perioadă destul de grea în viața noastră, dar o să vă zic într-un alt clip despre ce este vorba. Probabil unii dintre voi vă puteți da seama din anumite circumstanțe pe care le vedeți în momentul de față, așa că nu o să mai pălăvrăjesc foarte mult. O să discutăm în următorul clip, pe care sper că o să-l filmez cât de curând. Așa că asta vreau să vă zic, că azi facem bradul împreună, la fel cum l-am făcut și anul trecut, doar că anul trecut era un episod de vlogmas. Mi-am adus câteva cadouașe. Aici am cumpărat din Petco ieri o cutiuță din asta în care vreau să fac eu ceva ornament frumos. Iar pentru brad m-am gândit că anul acesta să folosesc astfel de crenguțe. Am zis eu că ar da bine și îmi cer scuze că am foșnit puțin. Și ce am găsit așa interesant, ce mi-a atras așa puțin atenția, au fost acești omuleți de zăpadă, pe care evident o să-i pun în brad. N-am luat numai doi pentru că nu știu exact încă cum o să fac, dar vedem cum iese și dacă îmi vor plăcea cum arată, o să mai cumpăr câțiva. Și tot din Pepco, ieri am cumpărat o astfel de lumânărică parfumată, care este cu vanilie. Deci v-am făcut și un mini haul, să zicem așa, din Pepco. Am fost în Pepco. Sincer, n-am găsit foarte multe lucruri. Față de alți ani, mi s-a părut destul de sărăcăcios acest magazin, în ceea ce privește decorațiuni și alte minuni pentru Crăciun. Așa că am luat doar câteva lucruri. Am luat și o hârtie de împachetat, pentru că am nevoie să împachetez jucărioarele nășicului nostru mic. O să vină de Crăciun acasă, ei sunt plecați în Franța, iar acum de Crăciun o să vină acasă și o să ne petrecem Crăciun împreună. Abia aștept. Și am cumpărat mai multe jucărioare, printre care și eu o mașină așa mare și am nevoie de mai multă hârtie pentru a le împacheta. Ei bine, haideți să trecem la treabă, să nu mai pălăvrăjesc, pentru că deja vorbesc cu voi de 3 minute și ceva și nu vreau să fie acest vlog doar din pălăvrăjeli. Bun, hai să trecem la treabă. Thank you.
Ei bine, dragilor, bradul meu este aproape gata. O să mai fac mici modificări oricum la el, că parcă nu-mi place, dar acum chiar nu mai am chef. Vreau să merg să beau ceva, o ciocolată caldă sau o cafea și pe urmă eventual mai revin și mai fac restul. Dar în principiu cam așa este. Vreau să mai cumpăr și câteva crenguțe din astea pentru că nu mi-au ajuns, au fost doar 6, le-am luat inițial doar să văd cum ar arăta în brad și evident că o să-i mai fac câteva ajustări, dar mai văd ce și cum. Și cam acestea sunt cadourile lui Elliot. Haideți să ne punem pe împachetat! Ei bine, dragilor, cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu rămân în continuare cu împachetatul de cadouri. Mai am încă câteva de făcut. Așa că noi ne revedem la următorul clip. Pa, pa!